Proiectul se înscrie în conceptul durabil de dezvoltare a turismului din regiunea de sud a litoralului, acela de a crea o rețea din șase centre naționale de informare și promovare turistică în toate stațiunile aferente Mangaliei. În acest sens se vor introduce servicii moderne de informații cu caracter turistic, care vor contribui la stocarea informațiilor specifice și vor permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiștii români și străini. Centrul de informare turistică din stațiunea Saturn va fi amenajat din fonduri europene, valoarea totală a proiectului fiind de aproximativ 600.000 de lei.